O să vorbesc cu tata să mă dezmoștenească și să-l ia pe Flowers. Un suporter al celor de la CSU Ploiești a fost cucerit de jocul lui John T. Flowers. Americanul a reușit una din cele mai bune prestații de când este la Ploiești. Flowers a marcat 31 de puncte în meciul 2 cu Energia Târgu Jiu, record personal pentru basketbalist în tricoul alb-albastru. Americanul a fost cel mai bun marcator al partidei după aproape 3 luni, ultima oară remarcându-se la Mediaș. Acum, prin prestația sa, și-a ajutat echipa să câștige și a doua înfruntare, iar Ploieștiul este și mai aproape de o nouă finală. Flowers a fost integralist în ambele confruntări cu oltenii, după ce în prima Marius Runcauskas a fost MVP-ul meciului. Antrenorul celor de la CSU, Sasha Ocokolić, a spus că băieții săi formează o adevărată echipă, în care defensiva este punctul forte. În cealaltă semifinală și Basket Club Mureș conduce 2-0 la general pe CSA Steaua, astfel că sunt șanse ca ambele semifinale să se încheie după 3 meciuri. Runda cu numărul 3 se mută la Târgu Jiu și Târgu Mureș. CSU Ploiești va juca miercuri, 6 mai, pe terenul Energiei. Tot în aceeași zi, dar 2 ore mai târziu, fiind programată și cealaltă înfruntare.